Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Obișnuim în cadrul acestei emisiuni să călătorim pe diferite continente, să primim vești despre diferite popoare, grupuri religioase și mai ales urmărim să vedem cum lucrează misionarii români trimiși de bisericile din România în diferite zone ale lumii să ducă vestea bună celor pierduți. Astăzi am bucuria să vi-o prezint și de asemenea să o avem în studio pe Elisabeta Pintilie. Bine ai venit, Elisabeta! Bine v-am găsit! Mulțumesc. Ea s-a întors de curând din Niger. Pe parcursul acestei emisiuni o să vorbim mai multe despre această țară, dar pentru că este pentru prima dată în emisiunea noastră, aș dori să o cunoaștem. Cine este Elisabeta Pintilie? Cu ce te ocupi în momentul de față? Sunt Elisabeta Pintilie, sunt din Cluj, sunt membru în Biserica Centrul Creștin Caleb, de aici. Predau limba engleză la Liceul pentru Deficienți de Vedere și am o viață destul de plină, destul de ocupată aici, mai ales în activități cu copiii, cu elevii. Mi-e dor de ei, acum aștept să vină toamna, să începem un nou an împreună. Știu că de ceva timp, Elisabeta, ești preocupată de misiunea externă. Sunt câțiva ani deja de când ne mai întâlnim la conferințe, tabere de misiune sau alte activități care au de-a face cu misiunea externă. Ai putea să ne spui când și cum te-a chemat Dumnezeu la misiune externă sau te-a sensibilizat să vezi nevoile care există în anumite țări ale lumii și să dorești să împlinești acele nevoi, mai ales cele spirituale? Da, așa este. Dumnezeu mi-a vorbit legat de misiune de multe ori și a început-o cu destul de mult timp în urmă. Eram încă studentă și îmi amintesc că era într-o toamnă în care auzisem de o conferință de misiune la care erau invitați doar lideri, păstori. Și știu că i-am spus atunci Domnului, wow, Doamne, dacă cu misiunea asta trebuie să fie ceva, e ideea Ta. Dacă Tu ai un plan și vrei să mă implici și pe mine în vreun fel în asta, fă să aud de vreun loc unde să fie accesibil implicarea, nu doar a celor care sunt păstori sau au funcții importante în biserică. Și a fost foarte frumos cum după vreo două zile am primit o invitație la Romiscon, o conferință de misiune care atunci, în acel an s-a desfășurat la Megidia și care m-a făcut să înțeleg mult mai mult perspectiva, cred eu, chiar perspectiva lui Dumnezeu legată de rolul nostru al bisericii în lucrarea de misiune. Cred că se întâmpla cu ceva timp în urmă. Da, asta era în, chiar de mult, în toamna lui 2003. Da, în toamna lui 2003. Deci mai bine de 10 ani. Și în cadrul acelei conferințe am știut clar că eu, ca și parte din Biserica lui Hristos, am un rol, nu știam bine ce și cum ar trebui să fac. Am început atunci să mă rog. În anul acela am început împreună cu cei din biserică să ne rugăm în cadrul unui grup mic. Invitam misionari la noi la biserică, am început să citesc despre misiune, știu că primeam în poștă niște buletine de misiune, Descoperă-ți misiunea se numeau, erau foarte simple, făcute alb-negru, mi erau atât de dragi de fiecare dată când le primeam, le citeam cu foarte mult interes. Eu am probleme de vedere și îmi iau un pic până îmi fac materialele în format electronic, le scanam repede și le citeam cu un program de voce pe calculator. Și eram foarte curioasă să aflu, să știu și să mă pot ruga eficient pentru misiune. Deci Dumnezeu te-a chemat, ți-a vorbit în 2003. Nu te-ai oprit acolo doar să auzi vocea lui Dumnezeu, să fii preocupată de misiune externă, ci pe parcursul acestor ani, până acum, ai căutat să afli mai multe, să întărești acea chemare pe care Dumnezeu ți-a făcut-o? În ce alte activități ai mai fost implicată și care au ținut aprins focul acesta și chemarea aceasta? Am continuat să merg la anumite întâlniri legate de misiune. Știu că în 2004 am decis să și susțin, am făcut o promisiune prin credință și am decis să susțin niște misionari
cumva mi-am dat seama că, stai puțin, pot să fac mai mult decât să mă rog, pot să fac mai mult, pot să susțin cu, poate cu puțin din banii mei pe cineva care merge. Între timp am continuat să cunosc misionari, să citesc cărți legate de misiune. Am fost și la un curs legat de islam la Centrul Creștin de Studii Transculturale, în Agigea. Cumva Dumnezeu mi-a tot deschis uși să aflu, să cunosc, să citesc despre, despre misiune și despre ce face Dumnezeu pe pământul. Impresia mea e clară că înainte de a descoperi toate aceste lucruri, gândeam foarte, foarte mult doar în cadrul mic, în viața mea mică, în cutiuța mea, în care... Viața personală, biserica locală, exact. Mă gândeam la evangelizarea celor din jurul meu și mă rugam pentru oameni și făceam, m-am implicat în anumite proiecte, dar totul destul de restrâns. Cum vezi această perioadă, Elisabeta, din 2003... O perioadă în care Dumnezeu continuă să te echipeze, să te modeleze, să te pregătească pentru ceva mai înalt? Da, o văd drept o perioadă bună, un proces în cadrul căruia Dumnezeu mi-a descoperit multe lucruri, m-a făcut să gândesc mult mai deschis și mult mai creativ legat de ceea ce face Dumnezeu și ceea ce poate face prin noi. Mi-a vorbit și m-a și maturizat pe mine personal, din punct de vedere spiritual, ca să văd nevoia asta și să o înțeleg, ca pe o nevoie disperată pe care o are lumea legată de Dumnezeu. Nu doar drept un mandat, un proiect interesant în care ne-am putea implica, ci drept misiunea majoră fără de care lumea asta piere fără să-L cunoască pe Hristos. Da, așa este. Este marele proiect al lui Dumnezeu. Misiunea nu este a noastră, nici a agențiilor de misiune, nici a bisericilor, nici a denominațiunilor, ci este a lui Dumnezeu. Asta o spune mereu și El ne cheamă pe noi să fim lucrători împreună cu El în acest proiect în care El urmărește să împace lumea cu sine prin Iisus Hristos, Mântuitorul. Aminteam la începutul emisiunii că te-ai întors de curând din Niger. De ce Niger? E o întrebare interesantă. Niger, pentru că cu ceva timp în urmă, iarăși au trecut și de atunci câțiva ani, am început să aud despre țara asta. Am auzit mărturia unui misionar de acolo, ulterior am mai cunoscut pe internet și alți misionari, am început să citesc despre țara asta, dar nu m-am fixat neapărat pe ea. Îmi doream să găsesc o țară pentru care să mă rog mai mult, în care să mă pot implica dacă s-ar putea. Și am început să caut, am citit din Operation World, o carte făcută de Operation Mobilization, despre toate țările din lume și nevoile legate de misiune. Am început să citesc și alte materiale găsite pe internet și să caut, știu că mi-am făcut la un moment dat o listă, mi-am scos o listă cu țările în care erau sub 2% creștini. Cumva mă gândeam, wow, țările alea au nevoie mare de Dumnezeu. Și bineînțeles, am început să caut, eu fiind profesoară, m-a interesat și problema educației. Cam în toate listele vedeam Nigerul undeva într-o poziție de era top. Era mereu prezent. Exact. Și la lipsa cunoașterii lui Dumnezeu, și la lipsa educației, și la sărăcie. Și mi-a rămas această țară în timp. Am început cumva să mă... Și cunoscând mai mult despre ea, am început să-mi doresc să fac ceva pentru acest loc. A fost un Niger pe care l-ai descoperit din cărți, l-ai descoperit ascultând mărturia celor care au fost acolo, un Niger pe care l-ai descoperit pe internet, Google. Cum este Nigerul pe care l-ai descoperit acum, fiind acolo, ajungând acolo? Aș dori să ne spui mai multe despre această țară, locație geografică, populație, limba principală, alte limbi vorbite, religia principală. Lucrurile acestea îi vor ajuta pe telespectatori
să intre mai departe cu noi mai ușor în atmosfera și în contextul acestei țări despre care vom vorbi mai departe în emisiune. Sigur, îmi face plăcere să fac acest lucru. Nigerul se află, cum se poate vedea și de pe harta dumneavoastră de aici, în nord-vestul Africii, este în nordul Nigeriei, într-o zonă care e numită zona subsahariană, deoarece partea centrală și de nord a țării este acoperită de deșertul Sahara. Este o țară populată mai mult în partea de sud și sud-vest și capitala Niamey este tot în sud-vestul țării. A fost o colonie franceză această zonă și a câștigat independența doar în 1960. De atunci, foarte multe populații au învățat să locuiască împreună în acest loc, deoarece granițele nu au fost trasate decât târziu, exact în această formă. Este o țară în care avem o diversitate în ce privește limbile. Limba națională oficială este franceza, dar ea este vorbită mai mult în școli și în administrație. În rest, fiecare om vorbește una sau două sau mai multe limbi locale, în funcție de tribul de unde vine. Cele mai vorbite limbi ar fi Hausa, Zarma, Fulful de Tamashek, Gurmance și multe altele, sunt în jur de 20. Și ce privește câți oameni locuiesc sunt aici? Sunt 17 milioane de locuitori, peste 17 milioane de locuitori. În țară, populația crește de la un an la altul. Este o populație foarte tânără. Majoritatea populației este sub 18 ani. Speranța de viață e foarte mică. Oamenii mor pe la 43-44 de ani în medie. Sunt niște cauze? Sigur. Cauzele clare, cunoscute? Da, în primul rând subnutriția, sărăcia, condițiile de mediu, e o țară fierbinte, e o țară în care este foarte, foarte cald, condițiile medicale și serviciile pe care le au sunt foarte reduse, așa că e imposibil să nu aibă o speranță de viață foarte redusă în această țară. De asemenea, în ce privește populația, ce cred că cel mai important, cel puțin pentru mine, e faptul că creștinii din țară nu reprezintă mai mult de 1% din populație. Cam 97% se pare că sunt musulmani, urmând ca încă un procent mic să fie reprezentat de populații animiste din anumite zone rurale mai izolate. Care este situația politică a țării? Există guverne cât de cât stabile? Este siguranță în țară? Se poate călători? Islamul care există în țară este fundamentalist sau unul în care și alte minorități religioase precum creștinii sau animiștii pot conviețui și sunt tolerați? În ce privește situația politică, Nigerul este o republică, are un președinte ales. Din când în când se întâmplă mici revolte, mici războaie civile, mai ales în momentul în care se apropie alegerile, dar în general este o zonă destul de sigură. Impresia mea a fost interesantă. Din afară se vorbește mult mai mult de nesiguranță în ce privește Nigerul. Când mergi acolo, când vorbești cu oameni care locuiesc acolo, chiar și vestici, descoperi că din punctul lor de vedere, Nigerul e considerată o țară destul de sigură. Acum eu am fost în capitală, sunt încă vreo două orașe mari. În oraș, cel puțin, e siguranță destul de bună și în ce privește, nu știu, circulatul pe străzi, albii sunt priviți drept niște oamenii cu bani, binefăcătorii, care în general vin în țară să se implice în proiecte, de la care sper să primești câte ceva, pe care poți să-i și păcălești, dacă e o situație în care îți permite. Și cam
impresia față de albi e și impresia față de creștini, cel puțin față de creștinii veniți în țară. Una pozitivă. Legat de creștinii localnici, aici depinde foarte mult de la caz la caz, mai ales în zonele rurale, bineînțeles că islamul e puțin mai împământenit, mai fundamentalist. Oamenii sunt toleranți față de creștini sau față de cei care sunt deja creștini de o vreme, dar normal că la nivelul familiei nu e ușor pentru cineva care vrea să devină creștin. Automat poate avea probleme în propria familie, familia poate să reacționeze, poate fi repudiat, depinde de la caz la caz. Din păcate, am auzit multe cazuri în care oamenilor le cumva teamă de creștinism, le plac creștinii și proiectele lor, dar în momentul în care, de exemplu, auzi de cineva din familie că citește din Biblie, încerci să-l oprești, ai oarecare frică și te gândești că nu-i bine, că s-ar putea să îi se întâmple ceva rău. Ei nu citesc nici Coranul și atunci, dacă nu citești Coranul, de ce să citești o Biblie sfântă a unei alte religii? E cumva o teamă legată de posibilitatea de a deveni creștin. De ani de zile ți-ai dorit să ajungi în Niger și iată că Dumnezeu a făcut posibilă călătoria ta în acest an. Care a fost scopul principal al acestei călătorii în Niger? Mi-am dorit să văd acest loc din interior, nu doar din exterior, ci din auzite. Să merg acolo, să-i cunosc pe oamenii și proiectele despre care am auzit deja și să fiu cu urechile, cu inima, cu ochii deschiși, să văd în ce m-aș putea eu implica, care ar fi rolul meu dacă eu personal aș putea să fac ceva în această țară. Și după această perioadă oarecum scurtă, crezi că ai reușit să atingi acest scop? În ce proiecte ai fost implicată și apoi dacă poți să dezvolți un pic situația din aceste proiecte în care ai fost implicată, ce se întâmplă, în ce fel te-ai implicat tu chiar pe o perioadă scurtă fiind acolo? Da, cred că mi-am atins scopul. Am acum o imagine mult mai clară legată de acest loc. Niciodată ce auzi sau ce experimentează alții și îți povestesc nu se compară cu ceea ce simți pe propria piele. Și mi-e mult mai clar că e mai greu decât mi-aș închipui eu de aici, stând în Cluj. E o țară în care sunt foarte, foarte multe nevoi și în care nu se poate face așa de ușor, nu se poate face ceva doar de la distanță, doar din când în când. Mi-am dat foarte clar seama că e un loc în care e nevoie de o implicare reală, de oameni care să fie hotărâți să dea din viața lor, din timpul lor, din energia lor și să se implice acolo la nivel local. Și încă o dată ne întoarcem la una dintre valorile pe care noi le promovăm ca și agenție, misiunea pe termen lung, așezarea oamenilor acolo, învățarea limbii, a culturii și o lucrare de durată care să aducă schimbări și transformări radicale în comunitate, în zona în care oamenii sunt implicați. Ai vizitat biserici și ai vizitat școli. Cum sunt bisericile? Puține, câte sunt în Niger, pentru că spuneai creștinii sunt o minoritate. Cum sunt bisericile? Ce biserici ai avut ocazia să vizitezi? Cum e atmosfera în aceste biserici? Cât de diferite sunt de bisericile noastre din România? Poartă și ele amprenta culturală, să zic, a Africii, caracterizată prin entuziasm, dinamism, mișcare, muzică, bucurie? Am avut ocazia să vizitez 4 biserici. Am participat practic la 3 slujbe religioase. Una din biserici am vizitat-o doar și i-am salutat doar pe
pe creștinii de acolo și inauguraseră tocmai o biserică într-un sat foarte izolat. A fost o experiență interesantă, mai ales în mediul rural. Acolo se vede foarte mult amprenta locală, mai ales în ce privește închinarea, stilul de muzică, ritmul, manifestarea în cadrul bisericii. Mi-a plăcut mult să-i văd pe creștinii de acolo. În Niamey, în capitală, bineînțeles că atmosfera e cumva mai apropiată de un stil care devine cumva, poate, nu știu, uniformizat, dacă aș putea să spun asta, în ce privește stilul general, normal că există amprente locale, stilul general de a desfășura atmosfera din biserică. În Niamey, cel mai mult se folosește limba franceză în biserici, în sate se folosesc mult limbile locale, dar ce contează de fapt și ce mi-a plăcut a fost să văd oameni care să aibă, la care am văzut bucuria lui Dumnezeu, am văzut dragostea lui, am văzut pasiune, am văzut chiar și pe cineva, un creștin de acolo, care a venit să mă salute și mi-a spus că el se roagă pentru România. Avea o foaie cu multe țări pentru care se ruga și Era era și din România. Niger. Era din Niger, de acolo, dintr-un sat, da. Și printre alte țări, el se ruga și pentru România. Și cumva, când îi cunoști pe oamenii de acolo, oricât de izolați ar fi ei, oricât de puține lucruri poate am avea în comun, de fapt îl avem pe Hristos și atunci, de fapt, avem foarte mult și avem bucuria Lui. Mi-a plăcut asta mult să o văd. Am văzut încântarea creștinilor din acel sat care tocmai își făcuseră o biserică foarte simplă, pe jumătate deschisă, avea un acoperiș deasupra capului și își în perete și sculptaseră o cruce și avea un mic amvon din tablă și erau foarte încântați că au o biserică. Oamenii se bucură de lucruri foarte simple și se bucură de fapt că le au acolo și că pot să fie împreună să îl laude pe Hristos. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Ce am observat este faptul că fiind o zonă preponderent rurală, mai mult de 80% din populație locuiesc la țară, în sate foarte izolate, de multe ori nici nu sunt drumuri de acces. E nevoie mare de plantatori care să meargă în acele locuri și să împărtășească Evanghelia. În oraș, oamenii sunt oarecum răsfățați, pentru că au biserici destul de multe, au condiții, e ușor, e aproape, dar în sate e mult mai greu. Chiar și plantatorii și oamenii care se ocupă de evangelizare sau de păstorirea bisericilor ajung rar la ei, fac cu schimbul și poate într-o lună, două ajung odată la una din biserici. Deci asta ar fi o mare nevoie de plantatori de biserici care să străbată zonele rurale, din moment ce marea majoritate a populației locuiește în aceste zone. Dincolo de biserici, ce alte proiecte ai mai vizitat, te-ai mai implicat, ai observat? Am vizitat și o școală creștină făcută de una din organizațiile de acolo. E de fapt o școală creștină făcută de creștini pentru copii musulmani. Și este Și posibil asta, pentru că în anumite țări e nici foarte poate fi interesant, concepută o astfel de școală. așa este, e foarte interesant că părinții de bunăvoie îi trimit la școală și chiar plătesc pentru școlarizarea lor. Pentru că în țară sistemul educațional e foarte slab. Părinții vor ca cel puțin copiii să știe bine limba franceză, să aibă cunoștințe cât mai multe, cât mai bune și atunci preferă să-i trimită la o școală a creștinilor. De multe ori, pentru că în această școală pe care am văzut-o eu, copiii aud despre Dumnezeu. Copiii știu despre Hristos, copiii știu să-ți spună ce s-a întâmplat cu păcatele noastre pe cruce și erau chiar copii mici de 5-6 ani care erau foarte activi și le place foarte mult dimineața, în momentul în care, înainte de lecții, se începe cu o perioadă în care ei află despre Hristos, o mică lecție biblică. Și
Este uimitor, este uimitor ce ne spui, faptul că în școli este posibil ca valorile creștine să fie împărtășite cu cei mici de la vârste fragede și că părinții sunt deschiși și mai mult plătesc pentru copiilor să studieze. Da, acum părinții de cele mai multe ori speră că nu-și dau seama de fapt de valoarea seminței care se pune în inima copiilor. Ei spun că îi trimit la școala asta doar și la școli de acest gen, doar pentru educația mai bună și speră că ulterior, poate la școala de Coran, copiii vor alege calea cea bună și vor afla că de fapt ce li s-a zis lor acolo la grădiniță și la școală nu era adevărat. Mai sunt și părinți care se opun, cărora nu le place, dar pentru că organizația din start este destul de deschisă și le spune: noi suntem o organizație creștină, noi asta facem, noi asta predăm, dacă doriți, vă așteptăm cu drag, dacă nu, poate alegeți un alt loc. Părinții de bunăvoie aleg asta și n-am auzit de cazuri în care să-și fi retras copiii de la școală pe acest motiv. Ai vizitat, am înțeles, și o școală de stat. Ce fel de școală, cum este atmosfera acolo și acum văzând cele două tipuri de școli, modul în care ele sunt organizate, atmosfera care este între copii, mediul din școală, profesori, care este marea diferență între cele două școli? Am vizitat școala de nevăzători din capitală. E singura școală pentru copii cu deficiențe de vedere din țară. Mai au niște grupe în școli obișnuite prin anumite locuri. E o școală primară cu aproximativ 100 de copii. Eu am încercat de câțiva ani să iau legătura cu ei, am discutat cu diversi oameni implicați la ei în asociațiile pentru nevăzători și știam câte ceva despre acest loc, dar din nou, doar de la distanță, pentru că n-am putut vorbi direct cu cineva de la școală. Nu au, bineînțeles, internet acolo, nu au un site pe care să fi intrat, dar pentru mine impresia a fost una șocantă, un loc foarte, pot să spun, foarte trist, foarte întunecat, în care, spre deosebire de cealaltă școală, unde copiii erau iubiți și erau liberi să se exprime și erau susținuți și încurajați și ajutați de profesori. Aici am văzut o viață foarte dură, am fost șocată de felul foarte violent în care se purtau profesorii cu copiii, chiar și în cadrul orelor. Copiii erau pur și simplu îngroziți de profesori, copiii care sunt mai inteligenți și mai descurcăreți și care apucă să învețe repede, o duc, bineînțeles, mai bine. Ceilalți sunt bătuți. O viață foarte, foarte dură și între copii. Și copiii sunt de acasă, mi s-a spus, mi-au povestit misionarii de acolo, că vin dintr-un mediu de genul ăsta în care este foarte multă violență. Și asta se manifestă, se vede și între ei, în felul în care copiii reacționează, chiar și când se joacă. Dar pe lângă această atmosferă, eu mergeam la ei în timpul liber cel mai mult, am încercat să merg și în cadrul orelor, am povestit cu profesorii, cu directoarea școlii, am încercat să aflu cât mai mult despre școală, dar ce mi-a plăcut să fac cel mai mult a fost să merg în timpul lor liber, când mi se dădea voie să fac ce doresc cu ei. Și pentru că după masa nu aveau deloc activități, la ei nu fac meditații, nu fac ore, nu fac teme, erau liberi și n-aveau la dispoziție decât o curte acoperită cu nisip, altceva nu aveau, jucării, jocuri, calculatoare, nimic de genul ăsta, deci pur și simplu din când în când câte o minge. Am niște prieteni din România, au fost drăguți și au sponsorizat niște mingi sonore pentru copii ca să se poată juca și cei care nu le văd. Și am încercat să fac cu ei activități în care mi-am dat seama că, de fapt, este foarte multă creativitate la ei, numai că de multe ori nu e cultivată deloc sau decât foarte puțin. Am văzut că sunt foarte mulți copii inteligenți, copii care
sunt avizi să descopere lucruri, să învețe, au simțul ritmului și al muzicii foarte bun. I-am învățat multe lucruri în engleză. Mi s-a spus că fac engleză, dar de fapt ei nu făceau engleză. Nici franceză nu prea știau. Cei mai mulți vorbeau doar limbile lor de acasă. Cei mai mari știu franceză și le tot traduc celor mai mici. Am făcut cu ei, deci, engleză, jocuri. Au fost foarte încântați de orice lucru banal pe care l-am dus. Am dus mai multe materiale tactile pe care să le poată folosi, cu care să poată să creeze imagini tactile. Le-am dus creioane colorate. Erau încântați, până și cei foarte mari de vârstă erau încântați de orice foicică pe care puteau să deseneze sau de colorat, nu mai zic de colorat. Veneau până și îngrijitoarele de la școală să-ți ceară să le dai să coloreze sau să se joace cu baloane. Sau... Deci era cumva, oamenii nu aveau nimic de genul ăsta, era o plictiseală mare acolo și orice lucru ieșit din tiparul respectiv era foarte interesant. Da, când aminteai aceste lucruri, mi-am adus aminte de un interviu pe care l-am avut cu un alt coleg de al nostru care lucrează în Madagascar și într-o școală au construit un tobogan și au zis că primii care s-au dat pe el au fost profesorii. Mm-hmm. Cred că tuturor le lipsesc aceste obiecte care fac copilăria frumoasă și de aceea când intră în posesia lor caută să profite cât se poate mai mult. Spunea Elisabeta că te-ai dus în Niger să vezi, să asculți, să observi. Care crezi că sunt cele mai mari nevoi în această țară care așteaptă să fie oarecum împlinite și ele pot fi împlinite și prin implicarea ta și a multor români care, iată, se pot îndrepta spre un câmp de misiune oarecum nou? Nu sunt mulți români acolo sau poate că nici nu mai sunt deloc și unde există suficientă libertate ca să te duci, să te așezi și să faci o lucrare. Aș prefera să încep cu cea mai mare nevoie. Există multe nevoi în această țară. Cea mai importantă, din punctul meu de vedere, e nevoia de oameni care să evangelizeze acești oameni și nu numai, să-i ucenicizeze, să-i ajute să crească. Pentru că misiunea pe care ne-a dat-o nouă Hristos a fost mergeți și faceți ucenici. De multe ori noi nici nu ne scapă modalitatea în care oamenii, de fapt, e ceva supranatural, e lucrarea Duhului Sfânt, felul în care oamenii îl acceptă pe Hristos. Noi spunem, noi aruncăm sămânța. Dar, de fapt, convertirea e o minune a Duhului Sfânt în ei și o misiune mare pe care o văd și o cred e aceea a ucenicizării acestor oameni. Și având în vedere că cei mai mulți dintre ei sunt copii și tineri, cred că, și oricum sunt și cei mai deschiși în cadrul populației, e nevoie mare de oameni care să-i ucenicizeze pe copii și pe tinerii de acolo. Asta ar fi prima mare nevoie. O altă nevoie ar fi aceea a resurselor legate de educație și a oamenilor care să se implice. Oameni care să deschidă acolo școli, oameni care să-i ajute atât pe copii și pe tineri și chiar și pe cei mai și pe adulții care își doresc să aibă și o ocazie, o a doua șansă. Oameni care n-au avut ocazia să meargă la școală. Am aflat, de exemplu, de mulți care vor să facă o școală biblică și sunt unele organizații care nu-i acceptă la școală biblică decât dacă au liceul făcut. Asta se potrivește, merge în Europa, în America, dar la ei să ai liceu e o raritate. Și dacă aștepți să găsești oameni pe care să-i trimiți să planteze biserici care au liceul, aproape că nu mai faci nimic. Deci totul trebuie să se raporteze la situația de acolo. Și de multe ori e extraordinar dacă se găsește cineva să învețe să scrie și să citească și alfabetizați fiind încep să poată citi Biblia și pot merge la o astfel de școală. Sunt și școli care acceptă, iau de la nivelul la care sunt
și îi ajută, îi pregătesc să meargă la oamenii din satul lor, din satele vecine, pentru că, de fapt, e nevoie de oameni, de oamenii pe care îi ai acolo pe nivel local, să-i atingă pe prietenilor, pe cunoscuților. Și, deci, cred că o nevoie mare ar fi aceea de oameni care să se implice în educație, atât a copiilor cât și a adulților, și mai ales în alfabetizare. De asemenea, o nevoie mare ar fi aceea a resurselor. Poate sunt oameni care nu pot să meargă personal, dar pot să ajute, să susțină. E nevoie de resurse ca să faci evangelizare, resurse ca să-i crești pe oameni, dar și resurse ca să-i ajut să aibă o viață puțin mai bună, puțin mai ușoară. Pentru copiii ăștia o viață un pic mai interesantă, pentru că mintea noastră devine foarte statică și dacă nu o folosim, și copiii din acel loc, de exemplu, cum îi vedeam uneori că se apucau de, încercau să-și găsească jocuri și jucării, e foarte greu când omul nu e stimulat, atunci îi scade interesul și scade și dezvoltarea lui. Și mi se pare trist să se întâmple asta cu o generație de copii în această țară, și se bucură de orice, așa cum spuneam, de orice resursă, de orice lucru venit la ei, adus, cadou. Apropo de topogane, și eu am reușit acolo la școală să le comand niște topogane și un topogan și două hinți. Și tot așa, cum spuneți, directoarea era cea mai nerăbdătoare. În fiecare zi, după ce i-a văzut pe cei cu măsurătorile că au venit să verifice locul, să stabilească unde o să le monteze, mă tot întreba, unde-s? Când le aduc? Când le montează? Când le fac? Și bineînțeles că au fost foarte încântați, mi-au trimis și poze după aia, sunt sigură că se bucură deci de ele. Deci au fost montate după ce ai plecat? Da, da, cu două zile după ce am plecat eu au reușit să le monteze acolo. Și mi-am dat seama că, de fapt, uneori noi spunem că nu ducem, că ducem Evanghelia și că nu ne canalizăm pe a le da oamenilor, pentru pe a-i cumpăra, și sunt foarte de acord că nu-i cumpărăm ca să-L cunoască pe Hristos. Îl ducem pe Hristos, dar nu putem să fim cu inima închisă, cu ochii închiși. Totuși, una din poruncile pe care le avem e să-L iubim pe aproapele nostru și să îi ajutăm pe orfani, pe săraci. Și atunci cred că din ceea ce avem e normal să împărtășim și cu ceilalți și să fim deschiși și la nevoile astea, chiar materiale pe care ei le au. O altă nevoie pe care aș putea să o menționez ar fi aceea de o schimbare a felului de a gândi a acestor oameni, a mentalității pe care o au ei față de viață, față de existența lor chiar. Sunt foarte resemnați de multe ori cu starea pe care o au. Unii dintre ei sunt destul de leneși și știu că sunt săraci, se complac în sărăcie, se complac în neputința pe care o au și cred că ajutați și stimulați, poate chiar prin programe de dezvoltare, din astea se mai fac, sunt organizații care fac tot felul de programe, încearcă să-i ducă la cursuri, să-i reprofesionalizeze sau să le dea o meserie în mână, să-i ajute să deschidă o afacere. Oamenii nu gândesc, știu că nu au și nu au nici resurse și de multe ori nu fac nimic. Pentru mine era dezolant să merg pe stradă. Mergeam prin căldură, prin nisip, prin mizerie. Cumva încercam să mă orientez, să mă descurc într-un oraș nou, în care cei din care ți ofereau transport în comun, mașinile locale, toată lumea încerca să profite de mine pentru că eram albă. Încercam să fac ce pot acolo la școală și mi se părea așa de trist să văd oameni, bărbați mai ales, sunt pe jos, pe lângă garduri, pe stradă sau prin piață și nefăcând absolut nimic toată ziua și stând doar la umbră, dar plângându-se că nu au. Asta cumva mi s-a părut trist și mi-am dat seama, știu că vine, știu sigur că cu cât oamenii o să-L cunoască pe Hristos, o să se schimbe și asta, pentru că se schimbă mentalitatea total. Elisabeta, realizez din ceea ce tu îmi spui că ai observat foarte, foarte bine lucrurile din societate, din comunitate în perioada asta scurtă în care ai fost acolo. Printre altele, spuneai la început că te-ai dus și să vezi dacă Domnul te cheamă acolo,
Crezi după această călătorie scurtă că Dumnezeu te cheamă să lucrezi pe termen lung în Niger sau să faci ceva acolo? Și ce ai putea să faci? Ce te gândești că ai putea să faci mutându-te acolo? Care ar fi primele sau cele mai importante proiecte pe care le ai pe inimă și ai dori să le vezi împlinite? Ce mi-aș dori să fac în această țară ar fi un loc, pentru că îi am oarecum mai aproape și îi cunosc și știu nevoile pe care le au copiii cu dizabilități, mai ales cei cu probleme de vedere. Ar fi un loc în care să se poată dezvolta și să poată să fie stimulat, să învețe, să se dezvolte normal. Și acest loc nu l-aș vedea decât creând o școală, dar o școală care să ia pe copii de mici, să aibă practic și o grădiniță, să ia de mici și să-i ajute, să-i dezvolte și, bineînțeles, nu să le ofere doar educație, o educație bună, să le aducă și pe Hristos, pentru că de asta au cel mai mult nevoie. Și știu sigur, văd și din România și din ceea ce facem aici, că cu cât te ocupi, asta se întâmplă cu orice copil, dar cu un copil cu dizabilități și mai mult, cu cât te ocupi de el mai de mic și îl stimulezi și dai resurse, se numește asta o intervenție timpurie, încep să lucrezi cu el cât mai repede ca să compensezi cumva ceea ce pierde, de exemplu, un copil nevăzător prin lipsa văzului. Toate lucrurile pe care ceilalți poate le prind din zbor, le prind văzând, unui copil care nu vede trebuie să îi le dai, trebuie să te ocupi de el, trebuie să îi creezi situații în care să învețe lucrurile și să descopere lumea. Și mi-aș dori foarte mult să putem face acolo o școală creștină care să funcționeze cu internat, care am înțeles că părinții ar fi foarte dispuși să-și trimită copiii, pentru că mai ales orice copil ar fi trimis cu bucurie să se ocupe niște albi de el, dar mai ales un copil care are o dizabilitate, care de multe ori poate e ținut acasă și nu face absolut nimic, e ținut într-un loc sau se descurcă și el pe acolo, pe la el prin sat, într-o oarecare măsură. Până nu de mult erau priviți ca un blestem și lumea îi și ascundea, nu prea voiau să se știe că au un copil cu asemenea problemă. Mi-ar plăcea foarte mult să putem avea o echipă cu care să mergem prin aceste zone, chiar prin zonele rurale, să identificăm acești copii și să creăm pentru ei un cadru în care să poată să crească, în care să poată să învețe, să se dezvolte normal și în care să îl cunoască pe Dumnezeu. Timpul trece foarte, foarte repede și mai aș avea vreo două întrebări. În primul rând, cum vezi că ar putea fi depășite aceste piedici? În primul rând, care sunt piedicile cele mai mari pe care le vezi înaintea ta ca această dorință, această viziune să fie împlinită și cum ar putea fi depășite aceste piedici? Ar fi două piedici mari pe care le-aș vedea. În primul rând, ar fi nevoie de un parteneriat solid pentru asta. Nigerul e o țară în care e destul de greu să pornești lucruri. Totul se mișcă foarte încet. Oamenii nu sunt foarte dispuși să facă lucruri. Toată lumea așteaptă să le dai mită și așa mai departe. Și atunci ar fi nevoie de un parteneriat cu o organizație care lucrează acolo la nivel local. Mi-aș dori asta, mi-aș dori un parteneriat între APME și o organizație internațională mai mare care lucrează acolo și care deja știe mai bine cum merg lucrurile. Și dacă asta s-ar realiza, ar fi mult mai ușor să creăm o asemenea școală într-un cadru mult mai organizat, decât să începem ceva de la zero. Cred că nu are rost să începem ceva chiar de la zero când deja există acolo multe organizații locale. Dar, din câte am aflat eu, nimeni încă nu face nimic de genul ăsta, ce aș dori eu, ce povesteam mai devreme. Și, în al doilea rând, o altă piedică ar fi aceea a faptului că singură, cred că mi-ar fi destul de greu să mă implic într-un asemenea proiect. Mi-aș dori foarte mult să mai găsim 1, 2, 3 oameni împreună cu care să începem așa ceva, să ne implicăm într-o lucrare de genul ăsta. Așa că dacă sunt dintre telespectatori oameni interesați,
M-aș bucura să-i găsim. Îi așteptăm. Îi așteptăm. Și o să facem un apel chiar la sfârșit, dar mai am încă o întrebare. Care ar fi motivele de rugăciune? Pentru că ne urmăresc telespectatori din România, din diaspora, diferite confesiuni religioase. Care ar fi motivele de rugăciune pe care le-ai adresat acestor oameni legat de Niger și de tine personal? În primul rând, pentru Niger, rugați-vă pentru oameni care să evangelizeze acest loc, să planteze biserici, să-i ucenicizeze pe creștini, ca ei să devină puternici și maturi din punct de vedere spiritual. Rugați-vă pentru asta, pentru maturitate la nivel spiritual. Și tot legat de partea spirituală, rugați-vă pentru ca Dumnezeu să le dea acestor oameni experiențe supranaturale ale prezenței Lui. Pentru că de multe ori ei au auzit despre creștini, știu câte ceva și atât. Și nu-și deschid inima pentru mai mult. Văd creștinismul drept o religie alternativă mai rea decât a lor și e nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața lor în mod absolut supranatural ca ei să creadă. Și pentru mine mi-aș dori foarte mult un parteneriat real, solid, împreună în cadrul căruia să putem deschide o școală acolo și o echipă împreună cu care să fac asta. Mulțumesc tare mult, Elisabeta, și a fost o reală bucurie să te avem aici în studio și să împărtășești cu noi această experiență pe care ai avut-o în Niger. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit la această emisiune despre misiune până la marginile pământului. Și la încheiere fac și eu acest apel pe care l-a făcut Elisabeta. De fapt, este un apel făcut de 2000 de ani de către Domnul Iisus Hristos. Secerișul este mare și lucrătorii sunt așa de puțini. Este nevoie de lucrători, iată, în Niger, plantatori de biserici, evangeliști, persoane implicate în educație creștină, care să pună umărul la dezvoltarea acestei țări, a comunităților din Niger și la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Eu vă aștept cu bucurie săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, să urmărim un alt episod, o altă lucrare, poate pe un alt continent. Vă zic la revedere și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.